Prezentați-vă câteva cuvinte. Cred că am mai fost, m-am mai prezentat odată. Important este doamna profesoară Paula Romanescu. Mă numesc Victor Marola, sunt bibliograf la Biblioteca Academiei Române și doctorand în filozofie. Și îndrăgostit de limba franceză și poate că asta m-a și apropiat de doamna Paula Romanescu. Cred că noi ne-am întâlnit în revista Leviathan a doamnei Pușarot. Eu cred că am avut un eseu, să zic așa, despre, cu un titlu în limba latină, Vita Brevis. Mă gândeam la poeții care au murit în jurul vârstei de 38-39 de ani. Dar nu numai din literatura română. Hai să zic până în 50 de ani. Și doamna, cred că avea o cronică de teatru, dacă nu mă înșel. În sfârșit, mi-a vorbit foarte frumos doamna Pușarot de doamna profesoară. Ulterior ne-am cunoscut la câteva cenacluri și i-am mulțumit în limba franceză pentru tot ceea ce reprezintă dânsa, indiferent că recită sau că ne explică ceva sau vine cu o mărturie din literatura română contemporană. Dumnezeu ei a cunoscut foarte mult scriitor și i-am spus în franceză Je vous remercie bien de votre gentillesse. Je compris. Și bineînțeles că dânsa a răspuns fără îndoială pe experiența care o are. I-am mărturisit că pot vorbi două ori în limba franceză, dar înțeleg 50%. Și alți am întâlnit la Paris, români, care spuneau că înțeleg 90%, dar nu pot să mă exprim în limba franceză. Eu mă gândeam, zic, oarecum, fie n-am eu un bagaj de cuvinte, un bagaj lexical dezvoltat, fie, în sfârșit, prin dialoguri se învață foarte ușor acolo. Și sigur că pot să vă spun, în următoarele 5 minute, pentru mine a fost un act de iubire în ceea ce privește persoana și ființa doamnei profesoare, în sensul că eu am făcut o mărturisire ca în spovedanie, că nu înțeleg decât 50%. Și dânsa a făcut o mărturisire la fel de frumoasă și a spus, zice, după atâția ani de predat în România, când am plecat în Paris și mi-am dat seama că nu înțeleg toate cuvintele, m-am luat cu mâinile de cap. În momentul respectiv, sigur că în următoarele 3 luni, doamna profesoară s-a pus la punct cu toată frazeologia, cu toate expresiile. Și vorbesc foarte mult în prescurtări de cuvinte. Da, da, da. Și eu vreau o vorbire literară. Exact. Și am spus, dar de unde știți voi România atâta franceză? Așa și în germană. Zic foarte bine, pentru că este cea mai frumoasă limba a Pământului. De-aia am învățat. Oh, dar limba voastră română, unde este? Limba noastră română, dragă domnule, este unică. Și în momentul în care dânsa a spus că și eu când am ajuns acolo după atâția ani de predat și mi-am dat seama că nu înțeleg, tot m-am luat cu mâine de cap. În momentul ăla, pentru sinceritatea ei, eu am iubit-o. Așa cum l-am iubit și pe Părintele Galeriu și pe Virgil Cândea, pe unii pe care am mai întâlnit în parcursul anilor de studenție. Sigur. Vorbiți la trecut, nu mai e valabil și acum? Ba da, este ceva. Pentru cine, cum să vă spun, hai să le rememorez aici și pe Octavian Pală, pentru că a trecut și el prin București, prin viața noastră. Cred că din marginimea Sibiului sau din zona respectivă scoborât în București. Și la o emisiune a lui Cătălin Ștefănescu, la un moment dat spunea, zice, dragă domnule, zice, puteți să nu mă mai chemați niciodată la nicio emisiune de televiziune, eu vă spun ce faceți voi.